Ce faceți? Ați văzut meciul? Presupun că l-ați văzut. Impresii acum la cald, dacă aveți. Meciurile, poate, nu numai Meciurile, meciul. bineînțeles, v-am văzut foarte activi în perioada aceasta. Ați fost pe la toate meciurile. Să sperăm că vor fi și rezultate pozitive, așa, după cât ați colindat după jucătorii ăștia prin țară. Sigur că o să fie rezultate pozitive. Am mare încredere în băieți, antrenori, toată lumea care se ocupă de acțiunile astea. Mâine o să fiu pe la Mogoșoaia, pe la Buftea, mai am lotul la Plasma Gov cu copiii de 19 ani. E activitate în plin. Da. Da, prioritizăm tipa mare, fără tineret. Sunt competiții oficiale care sunt importante pentru noi. E bine că nu prea sunt probleme, cu excepția lui Screciu la tineret, probleme medicale, în sfârșit. Asta e. Spuneți-mi despre meciul din această seară. Ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, pe cine ați remarcat? Foarte mobilă Steaua și foarte inspirată, un pressing avansat. Fizic mi-a plăcut, au stat bine. Au jucat mai simplu și mai direct și poate nu atât de mult pentru tribună, cât mai ales pentru rezultat. Mult mai direct, au avut multe acțiuni care puteau să finalizeze mai bine, au ratat. Viitorul timid, nu știu ce se întâmplă, probabil că... S-a grăbit Hagi oare cu acest antrenor spaniol, domnule Stoichiță? Cum simțiți lucrurile? Nu pot să mă pronunț despre spaniol. Nu știu, dacă nu cumva agresivită, că n-a mai rămas, pentru că el era factorul care mobiliza acolo foarte bine echipa aia. Autoritatea supremă, el o reprezintă, știi. Alt respect, altă, știu eu, motivare a jucătorilor în momentul în care Gică era între ei, totul altceva. Acum, să vedem, poate, perioada de acomodare pentru spaniol, să vedem ce reușește să facă. Parcă a devenit așa o modă în Liga 1, aducerea antrenorilor spanioli după cel de la Hermannstadt, a venit și cel de la Viitorul. Plus un investitor, investitor spaniol la Dinamo. Nu o numesc modă. E normal, un fotbal care place, un fotbal care atrage foarte mult în construcția pe care o are și prin ceea ce stimulează faza de atac în principal. De fapt, Viitorul, perioada Hagi, perioada anilor în care Gică a antrenat, asta a fost caracteristica acestei echipe, entuziasmul, dorința de a ataca permanent și nu jocul de apărare. Totdeauna spectacolul a fost preocuparea principală a lui Gică și a echipei lui. Se pare că acum e un moment în care, știe, tranziția asta de putere, de autoritate, de la Gică, la băiatul ăsta care a venit în Spania, e mai greu. Să vedem ce se va întâmpla. FCSB-ul vă place în acest start de nou sezon, 3 victorii cu 3-0 și arată, într-adevăr, arată bine echipa condusă de Toni Petrea. Seara asta chiar mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut foarte mult. Prin mobilitate, prin rapiditatea transmiterii balonului de la jucători, cred că da viteză jocului. Nu neapărat, știu eu, viteza de deplasare a jucătorilor, ci modul că au jucat mult mai repede, mult mai direct. Frumos, chiar frumos, chiar frumos. Și sunt semne bune, sunt semne bune. Altruist, cum mă uit la Man, nu este cel care să caute să marcheze neapărat el, ci dă pase foarte bune, este un băiat care își ajută echipa să aibă rezultat nu numai prin individualism și prin talentul propriu, ci și prin talentul de a se pune în slujba echipei. Două atitudini de atâția. V-a surprins decizia celor doi selecționeri de a-l convoca pe Man, însă doar pentru naționala de tineret? Nu mă surprinde, pentru că eu știu, comunic cu ei tot timpul, îți dai seama.
noastre și rezultatul unei colaborări între cei doi, între Mirel și între Adrian. Și, normal, când își fac planurile tactice, stabilesc împreună ce și cum, înțeleg? Și o să joace într-un meci important contra Finlandei. Are timp să joace la echipa mare, de acum încolo, o grămadă de ani. Da. Apropo de un jucător de la FCSB care are legătură și cu Național Under 21, cum vi se pare situația în care este Adi Petre în momentul de față, nemai fiind deloc utilizat la FCSB? Îmi pare rău că dispare încet, încet din, știu eu, prin planul competiției, știi? Dar sper să nu renunțe, să fie ambițios, să nu se lase doborât de moment și să revină. E păcat, pentru că e un băiat care are calități, a și demonstrat, știm foarte bine ce goluri a dat pentru echipa tineret în campania din toamna trecută, sfârșit. Din păcate, nu e un moment bun pentru el, a trebuit să fie mai ambițios, zic eu, și chiar dacă e un moment de suferință, să transforme suferința asta într-o mare ambiție, pentru că dacă o transformi în renunțare, e mai greu să revii. Degeaba ești ambițios dacă lucrezi cu cineva ca Gigi Becali și n-ai nervii necesari de a intra într-un clinș cu el, nu știu, de a-ți cere drepturile până la urmă. Poate e nevoie de o discuție față în față între cei doi, nu știu. Tocmai în momentul în care ești în situația în care ești la ora actuală în relație de la club, de la FCSB de acolo, a trebuit să-ți dubleze ambiția. Înțelegi? Pentru că nu poți altfel, n-ai cum. La fotbal nu se vorbește, la fotbal se joacă. Trebuie să arăți pe teren ce poți și să treci peste momentele grele. Nu e vorba de dialog aici, e vorba de efectiv de prezență, de prezență în joc, prezență la antrenamente. Eu așa văd situațiile astea. Mai sunt situații de criză, fiecare trece prin ele la... Strângând în dinți, ieși de acolo și mergi mai departe. O ultimă întrebare am pentru dumneavoastră, domnule Stoichiță. Care e atmosfera la lot înaintea celor două meciuri din Liga Națiunilor? Cum priviți acest debut al lui Mirel Rădoi la echipa națională? Cum să privesc? V-am spus, cu mare încredere. Eu știu ce capacitate are Mirel de a organiza și a mobiliza jucătorul. Asta se mut un partea în altă. Eu îi observ tot timpul, îi analizez și din cauza asta nici nu am emoții. Plus de asta avem un fond de jucători care sunt într-un moment în care trebuie să demonstreze că putem mai mult și să trecem peste sincopele care le-am avut în ultimile perioade, știi? Rezultatele negative, mă rog, jocurile mai puțin reușite. Și atunci, eu cred că simbioza asta între părinții acestor jucători tineri, cei câțiva foarte experimentați și, bineînțeles, ambiția lui Mirel și abilitatea de a forma un grup așa cum a format anul trecut la echipa națională tineret, cred că s-ar putea să le aducă o surpriză plăcută din partea echipei naționale. La fel și în partea de altă. Mutu, văd că e receptat de către jucători în ce am văzut eu și la ultima acțiune și cum lucrează, e adoptat de jucător, nu este, știu eu, niciun fel de fenomen de respingere, ci tocmai îmi place tare mult că se impune, îi atrage și îi face să adopte ideile pe care le are el, pentru că se vede clar că îi face stilul ăla de joc. Acum mai rămâne să știi, avem puțină șansă în meciurile care vin și cu ce pot ei, să avem și rezultate. Asta este. Cred că nu o să avem probleme.
E în regulă, domnule Plechiță? Luna octombrie va fi mult mai încărcată, pentru că luna octombrie e decisivă pentru participare la un decisiv. Începe cu un meci decisiv pentru eu accederea la, la campionatul european. Dar acum Mirel, la nivelul primei reprezentative, folosește cele două meciuri și pentru a-i definitiva ideile pentru meciul cu Islanda, da? Corect. Iar Adi s-ar putea să-și creeze un postament, dar câștigă în Finlanda și în Malta, un postament pentru vara, pentru luna martie, pentru turneul final la, de Under 21. Deci cam aici suntem acum. Așa suntem și cred că